Pericolul vine din cer sau de ceva mai jos, și anume de la acoperișurile blocurilor, balcoanelor sau instituțiilor din oraș. Țurțurii formați în ultima perioadă reprezintă un real pericol pentru trecători. Aceștia pot depăși un metru în lungime și câteva zeci de kilograme greutate. O persoană lovită de un astfel de țurțur poate intra instantaneu în comă sau își poate pierde viața pe loc. Cele mai norocoase ajung la spital cu traumatisme minore, iar vina pentru eventualele tragedii aparține în totalitate proprietarilor, care au obligația să dea jos țurțurii. În caz contrar, se pot trezi cu amenzi usturătoare, sau în cazul în care o persoană ajunge la spital sau mai rău își pierde viața, vinovatul poate fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă sau chiar ucidere din culpă. În primul rând trebuie spus că nu doar îndepărtarea țurțurilor constituie contravenție, ci și neîndepărtarea zăpezii și a ghiței formate pe părțile carosabile, pe părțile care deservesc proprietățile, căile de acces la imobile, iar mai apoi țurțurii care se formează deasupra streșinilor, șarpantelor sau acoperișilor de imobile. Aici proprietarii au obligația, în primul rând, de a curăța zăpada, de a îndepărta gheața și acești țurțuri care pot constitui un real pericol. La nivelul municipiului Slatina, persoanele care răspund, care nu îndepărtează acești țurțuri și această zăpadă și gheață de pe căile de acces, pot fi sancționate cu sume cuprinse între 500 și 800 lei pentru persoanele fizice și între 700 și 2500 lei pentru persoanele juridice. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt nu pot interveni decât la instituțiile publice. Curățarea țurțurilor la blocuri sau case proprietate personală revine strict proprietarilor, iar în cazul în care nu fac acest lucru, măsurile luate de autorități îi afectează direct. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt reamintește cetățenilor că au obligația legală de a îndepărta țurțurile și blocurile de gheață formate la nivelul acoperișurilor. Aceștia, de asemenea, au obligația de a marca zona respectivă dacă există pericol ca blocurile de gheață să rănească în unele situații trecătorii sau autovehiculele. Intervenția pompierilor se face numai atunci când arhitectura clădirii nu permite intervenția cetățenilor sau asociațiilor de proprietari. Dacă în acest moment țurțurii nu sunt chiar atât de mari, odată cu topirea zăpezii, aceștia pot atinge cote alarmante. În consecință, singura metodă de protecție pentru slătineni rămâne atenția excesivă. Aceștia trebuie să fie atenți nu doar pe unde calcă, să nu se aleagă cu fracturi, ci să stea și cu ochii către cer să nu ajungă la spital cu traumatisme serioase.